House Project. Astea sunt și sunt mai multe, sunt vreo 5-6. Mm-hmm. Vezi? Da. Deci casele sunt, din punctul meu de vedere, care nu sunt, adică îmi place arta contemporană, mm-hmm. dar nu sunt o mare cunoscătoare. Mm-hmm. Și ceea ce îmi place în Japonia e foarte mult partea tradițională. Și atunci, în aceste concepte, am găsit o armonie între tradițional și contemporan pe care n-am mai văzut-o niciunde. Da. Și nu vorbesc doar de Japonia. De asta, deci astea sunt răspândite pe toată insula. Ca să vezi măcar 3-4 dintre ele, va trebui să galopați chiar și văzând doar Naoshima. Da, înțeleg. Deci, da, eu știam doar de buții, dar nu și de casele astea. Deci casele sunt foarte, foarte interesante. Nu e cel mai bun site pe care să te documentezi. O să-ți trimit eu un altul care este specializat pe Naoshima, dar poți să pornești și de aici. Da? Deci nu avem nici o șansă să facem Naoshima și Teshima în acea zi. La Teshima erau două, parcă. Eu la Teshima nu am fost. Deci la Teshima nu am fost și spun foarte sincer că prima dată când am auzit de Teshima a fost când mi-ai spus tu și atunci am făcut-o, mă rog, când am văzut pe mail-uri toată povestea cu Naoshima. Și e adevărat că chiar și localnicii cu care am stat de vorbă în Naoshima ne-au spus că ăsta este un... Da, și e un... Naoshima e foarte, foarte promovată în ultimii 3 ani, extraordinar de promovată. Și că sunt turiști care au așteptat foarte mari. Ori Naoshima nu a făcut decât... Adică să nu-ți închipui că arta contemporană e acolo, acasă, la ea, Naoshima. Nu! Din contră, arta contemporană practic nu are nicio legătură cu insula aia sălbatică și tocmai ăsta e conceptul interesant. Știi?